Bă, mie nu-mi plac deloc câinii, dar nu că nu-mi plac, îi urăsc, pe bune. Bine, cu excepția câinilor mei. Deși am avut un singur câine toată viața, acela când eram mic, dar ajunge la asta un pic mai încolo. Nu, cum ziceam, mie nu-mi plac deloc câinii. Nu-mi plac pentru că sunt niște animale foarte imprevizibile. Nu știi niciodată ce vine unui câine și, haț, te apucă de picior. Așa că de cele mai multe ori, în funcție și de mărimea câinelui, bineînțeles, dacă te văd pe stradă cu un câine, mai ales dacă nu-l țin lesă, o să mă vezi frumos cum mă sparg pe cealaltă parte a drumului. Bă, și urăsc oamenii care își plimbă câinii pe stradă fără lesă. Ok, înțeleg, ai câine, trebuie să-l plimbi, dar ține-l frate în lesă și eventual cu bodniță. Iar dacă vrei să-i dai drumul să alerge în voie, du-l în parc, într-o zonă de aia special amenajată pentru câini, nu pe stradă, să stai eu să traversezi strada doar pentru că îți e ție lene să-l țin lesă. A, și mai sunt ăia care, a nu, că nu mușcă, nu-ți e frică, că nu-ți face nimic. De parcă eu pot să stau liniștit când văd un dulou de un metru că vine spre mine. Și nu că n-aș vrea să stau liniștit, dar nu pot. Fac atac de panică și îi trosnesc un picior în bord, îl fac minge de fotbal. Și apoi tot eu sunt ăla rău că, vagabondule, ce-i cu azorel al meu, ce-ți făcea? Ce-mi făcea, ce nu-mi făcea, ține-l drecu în lesă. Bă, și nu doar că eu urăsc câinii, dar am impresia că și câinii mă urăsc pe mine. Pentru că uneori văd alte persoane care trec pe lângă un câine și ăla nici nu-i bagă în seamă. Și zic, bă, hai că-i de treabă câinele ăsta, n-are treabă cu lumea. Și apoi dau să trec pe lângă el și îl văd cum începe să latre și să sară la mine. Nu știu dacă poate să simtă că nu-l plac. Am înțeles că în general câinii simt frica de la mine, încă o dată în funcție despre ce câine vorbim, nu-i vorba de frică. Pentru că dacă nu e un pitbull, un ciobănesc sau mai știu eu ce câine de ăsta periculos, sunt în stare să mă apăr de el. Dar cred că e mai degrabă un fel de ură de asta reciprocă. Și cred că toată chestia asta mea legată de câini a pornit din copilărie. Spre exemplu, odată, nu mai știu exact cât aveam, 11-12 ani, voiam să mă duc într-un bar, care era în capătul celălalt al satului. Dacă mă întreb de ce voiam să merg în bar la 11 ani, nu mă duceam acolo la băutură, cel puțin nu la 11 ani. Mă duceam acolo pentru că oamenii aveau o sală cu tot felul de jocuri, de la biliard, ping-pong și până la jocuri de ale mecanice. Deși nu erau chiar mecanice. Dacă ești născut după 2000, probabil habar n-ai ce stă la jocuri mecanice, dar erau super în vogă pe vremea aia. Practic sunt un fel de păcănele cu două manete și câteva butoane, unde puteai să te joci Street Fighter, Pac-Man, Hercule și alte jocuri de genul ăsta, gen jocuri pe televizor. În fine, și acum, ca să ajung la barul ăsta, care era destul de departe de casa mea, aveam două drumuri pe unde puteam să merg. Unul era drumul principal, pe care făceam cam 20 de minute, și celălalt era practic o potecă pe lângă pădure, pe care făceam cam 10 minute. Și acum, na, îți dai seama, am zis, ce dracu mă, eu sunt băiat mare, nu mi-e frică. Mă duc pe poteca de la marginea pădurii, ajung mai repede, ce dracu. Bă, și-am plecat pe potecă, până când, undeva pe la jumătatea drumului, poc o haită de câini. Și nu exagerez, dar erau cel puțin 10 câini, stăteau toloniți la soare pe marginea potecii. Tai să-mi bag. Mă opresc, stau câteva secunde și mă uit la ei. Ăștia toți își ridică capetele din iarbă și se uită fix la mine. Și apoi, dintr-o dată, am făcut stânga împrejur și du-te, dică, fugi, tată, cu câinii după mine. Bă, frate, n-am fugit așa în viața mea, nici cum a alergat jandarmul n-am fugit așa. Ce vorbești, frate, direct Usain Bolt eram. Nu, și la un moment dat trag așa cu coada ochiului în spate și văd un câine la 1 metru de mine. Hai să-mi bag. Bă, frate, când am chiuit odată, și nu pot să vă reproduc acum că probabil mă trezesc cu vecinii la ușă, dar am chiuit, frate, cât m-au ținut plămânii. Atât de tare încât toți câinii din spatele meu s-au speriat, au început să chierle și s-au spart care pe unde au putut. Și acum eu, cu toate că nu mai eram alergat de câini, până acasă nu m-am oprit din alergat. Nu, și asta a fost una dintre altercațiile mele cu câinii. Nu singura, dar asta chiar m-a marcat. Acum de fiecare dată când văd un câine mă gândesc la faza asta. Adică na, am zis că mor acolo pe poteca de la marginea pădurii mâncat de câini. E, și de atunci, deși nu știu dacă înainte de asta mă aveam bine sau nu cu câinii, dar de atunci eu nu mai suport câinii. Cu toate că, în perioada aia, eu aveam un câine acasă. Bobiță, singurul câine pe care l-am avut vreodată. Era un câine gri, destul de mare și care nu era de rasă sau ceva. Nu știu de când îl aveau ai mei, pentru că eu îl știu de când mă știu pe mine, cred că era acolo când m-am născut eu, și a murit de bătrânețe când aveam eu vreo 13-14 ani, deci a trăit destul de mult. Doar că Bobiță avea o problemă, era orb. Și nu s-a născut orb, doar că atunci când era mic, din câte mi-a povestit și mie maică-mea, un vecin a vrut să facă o faptă bună. Ca așa e lumea, să moară și capra vecinului, în cazul ăsta să moară și câinele vecinului, și l-a hrănit pe Bobiță cu o bucată de carne otrăvită. Numai că planul vecinului a dat greș și Bobiță n-a murit, dar din păcate a rămas orb și orb a trăit toată viața. Nu știu cât de greu i-a fost la început, dar într-un final s-a obișnuit, cunoștea toată curtea la perfecție, adică dacă nu știai că e orb, nici nu-ți dai seama. Mai greu era atunci când schimbai diferite lucruri prin curte și el nu știa. Spre exemplu, dacă aduceai un lemn și îl puneai în mijlocul curții, Bobiță al meu avea toate șansele să dea cu capul în lemnul ăla. Odată am fost să iau apă de la fântână, pentru că pe atunci n-aveam apă acasă și luam apă de băut de la o fântână din pădure, care nu era foarte aproape. Și după ce m-am încărat eu cu ditai găleata cu apă din mijlocul pădurii, ajung cu ea în curte leșinat, o pun jos și din spatele meu Bobiță cu limba scoasă sare spre mine și poc, dă cu capul în găleată și învarsă apa. Tai, ce-ai făcut, Bobiță? Te-ai în gură, mi-ai vărsat găleata, m-am încărat degeaba cu ea din mijlocul pădurii. Dar nu puteai să te superi prea tare pe el, pentru că de fiecare dată când se lovea de ceva, își lăsa privirea așa în jos, ca și cum se simțea vinovat și nu poate să se uite la tine, cu toate că el oricum nu vedea nimic. Dar cel mai amuzant era cu Gixi. Bă frate, nu știu care era treaba cu ăsta, dar Bobiță nu-l suporta pe Gixi. Nu pot să zic că nu-i plăcea fața lui, pentru că na, era orb. Mai degrabă cred că nu-i plăcea mirosul lui. Și acum na, Gixi mai venea pe la mine și pe la pălărie să mai băgăm o șeptică, un Mario, un Mortal Kombat, mai ales iarna când na, nu mergeam cu vaca. Nu, și într-o zi când a venit ăsta pe la noi, pe undeva pe seara, așa când a ieșit din casă să plece la el acasă, eram toți trei acolo în curte. Și dintr-o dată din spatele casei sare Bobiță și o ia la fugă spre Gixi. Ăsta, îți dai seama, s-a speriat și a luat-o la fugă spre poartă. Eu și pălărie eram: Bobiță, lasă-l! Bobiță, marș! Lasă-l, ia-l, lasă-l! Bobiță, marș! Da, Bobiță nimic. La câțiva metri de poartă l-a prins pe Gixi de picior. Ăsta a început să chiuie de disperat, dar Bobiță nici de-al dracu nu voia să-i dea drumul. Bobiță, lasă-l, te în gură, marș, firea al dracu. În final, după ce am tras eu de Bobiță, pălărie de piciorul lui Gixi, am reușit să-l eliberăm pe ăsta. L-a zgâriat puțin pe Gixi, dar nu l-a mușcat foarte rău, l-a prins mai mult așa de haine. Și în momentul în care l-am eliberat, Bobița a rămas în gură cu bocancul lui Gixi. Am încercat eu să-i recuperez bocancul, Bobiță firia al dracu dă bocancul. Dar nimic, a luat bocancul și a fugit cu el în coteț, iar Gixi al meu a plecat acasă într-un picior. Nu mai știu exact dacă și-a mai recuperat vreodată bocancul, dar de atunci, de fiecare dată când venea Gixi pe la noi, ne punea înainte să-l legăm pe Bobiță. Nu, și cam ăsta era Bobiță. Dacă nu cumva te chema Gixi, nu prea avea treabă cu tine. Spre exemplu, a intrat cineva într-o noapte în curte și a spart trabantul lui taică-meu și i-a furat casetofonul. Și Bobiță nici măcar n-a ieșit din coteț. Acum nu știu cine a fost hoțul, dar pot să spun sigur că n-a fost Gixi. Nu, și morala poveștii de azi: dacă ai câine și ieși cu el pe stradă, ține-l în lesă. Nu de alta, dar dacă mă întâlnesc cu tine și sare la mine, ți-l fac minge de fotbal. Și apoi tot tu te superi pe mine. Cheers!